Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Ce mai aveți prin portbagaj, prieteni? Sacoșe de rafie. Mai multe. Cum faci să le ancorezi, mă? Adică, acum, nu știu dacă tu ai portbagajul plat. Plan, cum e? Mai nou la mașini, așa, portbagajul este plat. Plat, are și o mochetă care alunecă pe acolo. Da. Și așa am deci nu e mai nou. Da. Se dă dintr-o parte într-alta, că n-aibă. Unii constructori de mașini au inventat o chestie, este foarte dificil de făcut. Nu toți au așa ceva, numai unii. Au niște cârlige rabatabile, știi? Da. Și poți să agăți lucruri înăuntru să nu se plimbe. Dar asta e super tehnologie, nu pare toată lumea. Eu am, dar nu agăți. Dă-mi mie cârligele tale. Nu pot că sunt prinse de mașină. Dar ce faci când te duci la mașină și găsești pe cineva în portbagaj? Cineva gen persoană. Ca în, un ins. Un, da, ca în Sopranos. Viu? Da. Un Sopranos era un, general răposat. Ca aproape în Sopranos. Da. În, un domn botoșenean a găsit un bărbat dormind în portbagajul mașinii sale. Într-o dimineață, în Botoșan se întâmplă multe lucruri. Da. Ce să spui, știi asta? Ce poți să comentezi? Bă, omul s-a dus dimineață la mașină să plece la muncă și a auzit ca un zgomot, așa, ca un zgomot familiar, ca un sfărăit. Mm-hmm. Despre portbagaj. Cum am auzit eu apă în portieră, ăsta au zis sfărăit în portbagaj. Ceva banal. Dar la o vreme. Și s-a apropiat portbagajul întredeschis. Imaginează-ți, știi, băi, frate, momentul în care te duci la mașină și portbagajul e ușor întredeschis și dinăuntru se aude. A deschis ușor portbagajul. A avut noroc dacă s-a auzit doar atât. Exact. Bun, înăuntru nani-nani a sunat la 112. Mă, măcar nu l-a trezit. Deci omenos, omul. Pe de altă parte te gândești, măi, e iarnă în continuare. Ai adus tu o păturică. Omul stă în portbagaj de ceva timp. Da, era tare să-l învelească. Da. Asta era... Hai, bă, băiatule. Viță. Ce fiți ție friguț. La fața locului s-a deplasat echipajul firește, care a constatat situația. Persoana respectivă, somnorilă, deci persoana a fost amendată cu 1500 de lei în felul următor. 1000 de lei pentru încălcarea ordinii și liniștii publice. De unde și întrebarea, mă, dar cât de tare sfărăia totuși? Deci amenda mare e pentru asta? Da. Am crezut că amenda mare că a intrat prin infracțiune. Nu. Nu. Deci 1000 pentru încălcarea ordinii și liniștii publice și normelor de conviețuire socială. Și 500 ca... Nu conviețuim, nu. Nu conviețuim social dormind în portbagajul omului. Corect. Deci nu e frumos. Practic a încălcat, nu face parte din normele de conviețuire sociale să dormi în portbagajul omului. Pentru asta amendă 1000 de lei și pentru tulburarea liniștii publice, că matale sfărăia e cam tare. Și i-au mai dat 500 de lei pentru că nu purta mască. Bă. Nu cred! Bă, ce-i Botoșane acolo? Asta e matale... cea mai tare parte. Da. Ia să ne uităm, deci dormi în portbagajul omului, aha, dar n-ai mască. Eu l-am fățipat ăla, mi-a infectat mașina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.